este un strateg al petrecerii. Există oameni care își fac un plan atunci când se apucă de băut. Zic, bă, nu ne apucăm până nu mâncăm. Adică este ca și cum te duce la a avea meci. Noi înainte de meci nu mâncăm în general cu 2 ore înainte. Alții nu pot mânca nici cu 4 ore înainte pentru că le cade greu. Depinde de metabolism. Deci, practic, pentru cetățean, de multe ori beția de 1 mai este o competiție. Te pregătești, ei, să ai și apă, să nu uiți, te hidratezi din când în când. Bine, acum a fost turneu de campionat mondial cu Paștele legat cu cupă, s-a jucat în cupă, da. Ce vorbești? Și campionat. Tur retur se e nenorocire, nu e? Și încă nu s-a terminat, mai avem. Aia zic, mâine e marea finală. Da. îmi place cum se pregătește. Mai există o specie. Recunosc și eu am fost de multe ori cuprins în această specie. Specia, bă, nu se cade de mai multe ori a căzut Paștele plus minus de 1 mai. Băi, nu se cade, Paștele e sfânt, familia merge la biserică. Frumos. Da. Tu ești cu ochii pe ceas. Duminică ești. Când e prânzul? De ce? Vreau să plecăm după ce mâncăm la mare. Păi stai, mă, că n-ai zis cu e sfânt, dar eu de seară crăci mă fac. A noi a fost mai complicat în noaptea de înviere. Am întrebat, erau foarte mulți români, inclusiv în hotelul în care stăteam, foarte mulți ruși, și am întrebat care este cea mai apropiată biserică ortodoxă. Era o biserică românească, era foarte departe de unde stăteam noi și am zis că mergem la una rusească. Și cei de la recepție au zis, nu recomandăm. Bine, zic, las-o așa, că vedem noi de unde luăm lumină în perioada asta. Ei bine, se